Societatea de transport public Timișoara aduce la cunoștința timișorenilor care dețin animale de companie și utilizează mijloacele de transport în comun alături de ele obligațiile atunci când urcă în tramvai sau autobuz. Câinii de talie medie și mare vor fi ținuți în lesă, prinsă de zgardă sau ham și vor purta botniță. Câinii de talie mică vor fi ținuți în lesă, prinsă de zgardă sau ham, ținuți în brațe, în cușcă sau geantă de transport. Pisicile sau alte animale mici vor fi ținute în cușcă sau geantă de transport. O persoană va fi însoțită de maxim un animal de companie de talie medie sau mare, iar cele de talie mică în funcție de capacitatea permisă de cușcă și cu respectarea cerințelor etologice în funcție de specie. Deținătorul achită și compostează și pentru animal bile de călătorie. Acesta trebuie să fie îngrijit, socializat și însoțit de carnetul de sănătate, care să ateste efectuarea acțiunilor sanitar-veterinare, de parazitări și vaccinări la zi, avizat de către medicul veterinar curant. Persoana însoțită de animalul de companie trebuie să aleagă cea mai liberă zona mijlocului de transport în comun și să evite orele de vârf și mijloacele de transport aglomerate. Spațiul trebuie să permită o distanțare de minim un metru față de celelalte persoane. Conducătorul de bord sau controlorii au dreptul să solicite persoanei însoțite de animal părăsirea mijlocului de transport în situația în care nu sunt respectate aceste prevederi, iar acesta refuză să se conformeze. Câinele ghid și câinele terapeut au acces liber și gratuit în toate locurile publice și în mijloacele de transport.